În nordul țării, la Răspântia, dintre ani s-au plimbat caprele pe străzile localităților. Conform tradiției, în acest fel a fost întâmpinat noul an. Gospodarii i-au așteptat pe urători în prag cu colaci și dulciuri. De cum s-a înserat, cete de urători îmbrăcați frumos în straie tradiționale au pornit cu alaiul pe la casele gospodarilor. Primim, cu mare drag! Gospodarii au rămas impresionați de măștile tradiționale și de țopăitul urătorilor sub ferestre, în timpul jocului cu capra și jocului babelor. Mergem prin sat cu uratul, mergem cu capra, mergem cu babele, adică babele vin cu drăjaua asta care în mână ele dansează și ele merg prin prejurul casă și alungă toate spiritele celor ele. Și lumea se bucura. Și noi așa ne-am hotărât să ținem acest obicei. Noi îmblăm cu uratul din casă în casă, că păstrăm tradiția de la noi din strămoși și le dorim belșug frumos și bogat pe anul viitor. Urătorii sunt așteptați în fiecare an pentru că astfel tradițiile mai rămân vii. Gospodina a pregătit colaci și dulciuri pentru cei care îi trec pragul. De obicei îi așteptăm cu colaci, cu izvar, cu bomboane, mere, nuci, adică cu tot ce avem mai bun, ca să-i atragem să vină și la alt an, că sunt tot mai rari și mai rari de fiecare dată. Și ne bucurăm foarte mult că se păstrează tradiția. De fiecare dată îi invităm și îi rugăm să ne calce pragul și la anul. Cetele mascate au mers din casă în casă până la răsăritul soarelui, iar azi dimineață urătorii au fost așteptați pe la casele gospodarilor cu sorcova. Mulțumim mult! Rămâi în casă sănătoasă!